curățăm și PC-ul de praf, vai. Că fiind vorba de curățat, dar trebuie să-mi curăț și palmeu. Bun, ok, deci odată upgrade la RAM. Hop. Și cu tine afară. Punem CPU cel nou, care e ăsta. Și RAM punem o plăcuță de 16. Bun. Ok. Ah, gata. Punem ăsta aici, punem fenul. Să închidem ăsta mai întâi. Pac frumos, cable. Restul cablurilor vă că-s conectate. Power îi punem căpăcelul și gata și cu PC-ul ăsta. Foarte rapid. Nu știu ce am mai cumpărat eu. A, cred că tot mă face, mă tot gândesc că am cumpărat ceva în plus când am dat comanda de asta, dar nu știu ce. Ok, deci collect o dată. Ok. Dismiss și tu ești ăla cu storage-ul. N-a avut nimic care comentat. Pentru că ce-ai drept, n-avea ce. Adică i-am schimbat exact în ce și-a dorit și ăsta e ăla cu 3D Mark-ul, 4350. Are un 980. Procesorul cred că trebuie să-l schimbăm ca să ajungem la suma aia. Ok. Spend less. Ok, deci. I'm the new PC from the Locate 3. Ok. Așa, new factory. Spend less. Ok. Deci tipul ăsta trebuie să îi facem un PC nou. Uite, deci am sosit și cei cu PC-uri noi. Ăsta e cu Adobe ceva chestie. Accept. By or parts and empty case from this shop. Ok. Go to wishlist. Yes, I am. Ok, lăsăm acolo momentan. Bun, deci, vrea să îi cumpărăm de să aibă minim 16 GB de RAM și cred că avem deja acei RAM. Ia să vedem. Memory, deci 16 GB de RAM avem. Ok. Dacă nu-i făceam din două din astea diferite și aia era. Bun, 16 GB de RAM avem, odată. Îi trebuie un procesor. Doar, mai hai mai întâi să facem case-ul. Un case, o să vreau ceva ce să nu mă chinuie să-l deschid. Uite, ceva de genul. Ok, o sursă. Să facem AMD sau să-i facem Intel? Hai să vedem ce procesoare avem noi. CPU. i5. Uite, putea să-i facem un i5 din ăla cu un i5. Deci o să luăm un din ăsta. Un motherboard pentru AMD. Un din ăsta. RAM avem. Graphic card avem. Storage de 500. De fapt, stai că storage avem. Power. O să luăm o sursă de 600 de W. Nu cred că are nevoie de data, dar nu contează. Deci, CPU am luat, avem, adică de ăsta am luat, am luat memory, am luat graphic card, avem, ăsta avem, ăsta avem, de fapt avem case. Ok, bă, cred că e gata. Se mai cumpără niște ventilatoare din astea de carcasă? N-are sens.
Ok. Deci astea sunt pentru el. Next day. O dată. Ok. Ăsta vrea să îi facem să-i ruleze Photoshop-ul. Îi recomand. Lui mai trebuie giga de RAM. Am înțeles. Deci mai trebuie o plăcuță de RAM. Și lui ăsta e replace PCU. Ce e ăsta? Ce PCU? PCU. Să mor eu dacă știu ce e PCU. Culoare după PSU. Culoare după procesor? Ok. PCU. Cred că e sursa, mă. Cred că e sursa PCU. Power supply. Ok. Buget $80. O să-i o luăm pe... Hai, o luăm pe asta. Mă rog. Ok. Uite cum parcă îmi pare rău că nu am așteptat să terminăm astea toate. End day. Go work. Turn on the light. Ok, bun. Asta e carcasa la PC-ul cel nou. Vreau hârtiuța să vină, uite, aici. Ai, deci am nimerit fix carcasa de asta cu patru de astea. Am crezut că e carcasa aia care are un singur din ăla. Un singur șurub. Nu avem chef să desfac atâtea șuruburi de asta. Ok, bun. Deci. Ok, avem nevoie de un power supply de... mai aveam unul pe aici. Ok, n-am știut. Dacă știam, nu mai cheltuiam așa iura banii pe încă unde stăm. Motherboard. 750 dolari pentru un PC. Vai, vai, vai. Cât o să dureze să-i montăm noi toate astea. Trebuie și chestia cu autoscrew. Gen aia cu șuruburile. Trebuie neapărat. Ok. Deschidem asta frumos. Ok. O plăcuță de 16 giga. Un CPU. Vrem 6400 din asta. De ce nu? Sau... Hai, totuși să fie cât de cât decent PC-ul. Ok, placă video. E mă că trebuie să stau să desfac și chestia asta. Placă video, nu știu, punem și noi pe asta. $500. Punem asta pe ea, cu coolerul ăsta, cable, îl conectăm peste așa, storage, scoatem sertărașul frumos, storage, 500 de giga, uite așa frumos, și mai e ceva de montat, RAM avem, asta avem. Nu cred. Cred că mai sunt cablurile doar. Ia. Să vedem. Ok. Bă, nu cred. Cred că e gata. Ia. Ce șmecher e chestia asta? Cum șurubează... Ia uite, băgăm uite așa, îi dăm un power și merge. Planul. Perfect. Noi o să-l luăm o grămadă de bani la tipul ăsta și practic noi n-am dat prea mult pe componente. Cam asta e ideea, de asta trebuie să păstrezi în mare parte componentele la alte PC-uri. Uite, ăla e PC-ul, cred că ăsta e... Ia, vreau să văd.
Ok, deja. PCU-ul e sursa, practic. El avea o sursă de... Ce cablu la roșu, mă, băiatule? The fuck? Ce mișto arată. Remove. Ok. Cabluri și peste cabluri, peste cabluri. Sursa lui ăsta nu-i modulară, din câte văd. Crezi că o să ne ia până terminăm toate cele la tipul ăsta. Mai e ceva? Nu. Ia, am ghicit ce era? Da. Ceva are 550 de voați avea. O să-i punem pe astea 600 doar pentru că putem. Și de ce nu? Pac, frumos, asta e de șam. Ok, îi dăm un power. Side panel frumos. PCU, deci PCU e power supply. De ce nu minte chestia asta? Da, chiar, hai să-i mutăm și noi astea. Poate mai avem nevoie o modele în delta. Da, să nu se pierdă sursa pe drum, chestii, manevre, socoteli, chestii de genul. Ok, îl ducem pe ăsta la ușă. Deci, un PC e gata. Ăsta este și el gata. E complet case. Ce mai trebuie? Ah, panou pe spate. Ok. Bun, acum e gata PC-ul. Bun. Vreau pe ăsta cu upgrade aici și pe ăsta cu o ce chestie. Ok. Mai întâi vreau să îl băgăm peste aici. 3667. Ok, deci... Știu ce componente vei, parcă. Bun, ăsta ce vrea. Să-i facem să-i meargă Adobe chestia. Ok. Ok, deci ăla l-am făcut să-i ruleze. Pentru că ăla cere 9 GB de RAM. N-am pomenit niciodată un program să ceară 9 GB de RAM, dar, gen... Mă rog, v-ați prins voi la ce mă refer. Hai să vedem ce facem la tipul ăsta la PC. Deci, avem un 980 aici. Și, dar nu mai știu ce procesor avea. i3. i3. Ceva ce să aibă scor mai mare. Vreau să mă duc la procesoare și să văd i3-ul. Cred că îi bag direct un i7 pe PC-ul ăsta. i3-6300. Cred că placa video și cu astea sunt mai mult ca suficient de să-i le schimb. Ok, două pasta jos. Deci, un i6, un i6, un i7 și, ia, shop. CPU i7, 6000, ok. Luăm unul cu K și un GPU, el avea un, cât avea? I. Graphic card 980, GTX 980. Ce e mai bun decât un 980? GTX 980. Nu, cred că placă video, îl lăsăm așa. Shop. View așa. Same day. Ok. Ia să vedem. CPU. i7, i7, 6000. Ok, asta îl facem uite așa, îl închidem. Ok, CPU așa. Cable.
Și placa video, cred că pun pe aia la loc, cred că e destul de bună și asta. Adică oricum era prin topuri acolo, deci... Nu prea știu ce... Ce imagine are nebunul cu lampioane, cu dale. Ok, bun, ia să vedem. Ăla e acolo băgat. Și vreau și eu 3 de Marco. Ok, deci PC-urile astea 3 sunt gata, da? Ăsta e gata, ăsta e gata, ăsta e gata. Bun. Hai să mai închidem din astea. Bun, dăm o dată. Collect de la tipul ăsta. Bun. Dismiss. Collect și de la el. Oh! Install team group parts. Ok, deci tipul ăsta mulțumește că i-am instalat ceva custom. Custom, cred că asta era, sunt echipa preferată de Rami, gen companie, chestia. Presupun, PCU, fix PCU, maybe. Da. Diagnostic and fix, replace HDD, HDD și RAMI. Ok, deci deja au început să vină și ăștia cu alte componente care sunt stricate. Restart. 1800. Bun, bun, bun. Hai că ne recuperăm ușor, ușor banii. Ce frumos arată tastatura asta, într-un fel. Tu mai drăguță e asta așa simplă, care nu... Ok, bun. Hai să vedem și 3D time. Ce-s asta? Ah, ok, astea sunt chestiile la 3D Mark din real life. Ok, bun. Ma, sper să-i scot un scor cât de cât mai bun. Oricum, clar problema era procesorul la faza aia, deci... Altceva nu știu ce ar putea să fie de vină. Oricum știu deja cum îi pun numele de episodul ăsta. Construim primul nostru PC custom sau ceva chestie. Ok. Bun. Ah, chiar că uite, putem schimba și căștile. Uite, Razer Pro Black chestie. Asus ROG Strix. Ce urâte sunt astea? Trebuie să ne upgradăm și noi PC-ul. Cred că în episodul următor o să ne punem frumos să upgradăm și noi, o să ne upgradăm și noi episodul, să-i cumpărăm o carcasă, o chestie, sau să mai stăm să mai strângem niște bănuți și să vedem de ce e în stare. Mă, uite, 23-24 FPS-uri, nu duce rău PC-ul ăla. Frumos să legăm cât de cât. O să ne putem, cred că o să, nu știu, cred că pot să facem noi ceva de genul. Silverwind. Să ți voi un PC de maxim $200, 300. Deci ar fi deja 100. Cred că vreo $250 e calculatorul care l-avem noi acum. Pe care l-avem. Ok, deci ne mai trebuie fix 200. Fix 200. Parts. Nu asta. Asta poți să-mi închizi. GTX 980 Ti atunci. GTX 980. Facem minte așa și dăm cu same day. Mamă, câți bani. Câți bani pot să cheltui pe PC-urile ăștia? Pe.
GPU 980 Ti. Mai triplă ca dimensiuni asta, placa asta video decât aia aia altă săracă. Uite asta pe aici. Vino cu aici. Ok, dăm power. Mamă, cred că... Bun, nu, de data asta pun pauză, nu mai stau pe bune. Acum o să pun pauză și revin după ce se termină 3D Mark-ul ăsta. Oricum a făcut o prostie, că am așteptat.